Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou, în special despre o criptomonedă nouă care s-a prelansat, care va fi oficial deschisă peste 16 zile, dacă nu uităm la timer. Merge vorba despre ADS Cash. Această criptomonedă va fi folosită cum spun fondatorii acestui site, la general în domeniul publicității. Și acum atâți care fac înregistrare în perioada prelansării primesc 100 de monete gratis. Înregistrarea este gratis. Deja când se va deschide vom vedea ce posibilități vor mai fi de câștig din marketing planul lor este indicat că bonusuri vor fi din 7 nivele. Deci acum ideea care la acest video, eu voi arăta cum de făcut repede corect înregistrarea pe acest site și unde vedem acele 100 monete care noi le primim. Apoi deja vom vedea ce se va primi. Deci putem păstra aceste monete, putem să le folosim când vor fi posibil. Deci asta e ideea la acest video. Eu deja sunt înregistrat, acum sunt pe un back office. Monetele când o să le primiți, le găsiți aici în wallet, în portofel, portofelul meu. Și informația când ele au fost date. Deci se primește la mine pe 7 martie. Eu deja o zi cum sunt înregistrat pe CSA. Am hotărât să fac și un video pentru că majoritatea persoanelor înscrise pe canalul meu YouTube vor ceva gratis și de ce nu să fac public această informație. Deci cum facem înregistrarea? În back office este direcția aceasta unde este linkul de referral. Deci aici sunt mai multe variante de pagini de înregistrare. Ele sunt 5 acum. Eu am activat ultima. Știți, dacă apăsați pe linkul de referral care este sub acest video, el când se încarcă acest link, apare așa o pagină unde trebuie de apăsat pe acest buton ca să facem înregistrare, ca să primim aceste 100 monete gratis. ADS Cash Coin Free. Știți ce apăsăm? Join Now. Când apăsăm, apare prima pagină de introdusă datele, și sunt mai multe pagini, unde este indicată informația despre persoana care v-a invitat, loginul lui și nume, prenume. Mai jos deja trebuie să introducem datele noastre. Un e-mail, de dorit Gmail, și parola și confirmăm parola, adică de două ori introducem. După aceea apăsăm pe Next. Deci dacă nu introducem datele acestea, nu putem apăsa. Când apăsăm, deci cum se mai vede așa ceva informație, că parola trebuie să fie mai minim 8 caractere, cum vedeți. Trebuie să fie verde, adică. Și când apăsăm pe Next, deja se deschide altă pagină, unde introducem deja datele noastre personale, cu legate de nume, prenume, deja telefonul, țara, codul țării, pe urmă telefonul în continuare, loginul care îl dorim, pe urmă adresa, țara, codul poștal și încă un buton care nu căput, apăsăm pe dânsul și deja apare altă inscripție că cu succes am făcut înregistrare.
Și după aceasta trebuie să intrăm în poșta electronică să activăm e-mailul care l-am indicat la înregistrare. Unde avem așa ceva, un mesaj de la ADS Cash, unde ni se adresează că trebuie să apăsăm pe această inscripție albastră. Dacă nu se primește, apăsăm pe aceasta. Și după aceasta deja putem intra în back office-ul. Eu deja am intrat, deci să ies. Ca să vedeți ce apare. Deci apare pagina aceasta care acum o vedeți. Deci unde deja intrăm cu e-mailul și parola care am indicat-o. După aceasta, când intrăm, nou ne apare niște anunțuri, deci de genul acesta. Ce să facem mai departe? Deci puteți să dați la traducere, să citiți textul acesta. Deci în acest anunț de pildă ne spune că noi unde găsim acei 100 monete free primiți, eu am arătat deja în portofel. Pentru aceasta, ca ea să dispară, apăsăm pe click here continue. Nu pe aceasta, dar pe aceasta. Și informația dispare. Dacă eu acum o să intru, posibil să apară din nou. Eu deja am apăsat odată pe mesajul acesta, dar el poate să mai apară din nou. De fiecare dată, de obicei, vedeți, e că iese din nou. Apoi să vedem să așa dispare. Deci în interior puteți intrați peste tot ca să studiați, să înțelegeți ce se întâmplă. Aici deja vedeți echipa. După ce ați ales o variantă de link de referral la dorință. Aici prezentarea. Aici date personale. Și aici vedeți link-ul meu de referal, informații despre sponsor. Dacă nu țineți minte cine v-a invitat. Și deja aici o să fie pe 7 nivele informația de referal. Bonusuri și mai departe. O să vedem ce o să fie. Informații de persoane care se înregistrează, se înregistrează din toată lumea, cum văd eu. Eu abia acum plasez video. O să fac alte video deja, ca să nu iasă acest video prea lung. Deci, nu uitați să vă înscriți la canalul meu, ca să fiți la curent cu alte video. Numai bine!